sărbătoresc deja vin sărbătorile de iarnă și știu că mulți dintre voi ați început să vă gândiți la cadouri pentru cei dragi. Un târg de Crăciun este un loc foarte potrivit pentru a vă inspira și a alege cadouri. Tot acolo puteți achiziționa diferite decorațiuni sau vă puteți răsfăța cu o ciocolată caldă sau un pahar de vin fiert. Sau puteți mânca turtă dulce, mere caramelizate sau cozonac. Fiecare oraș organizează în preajma sărbătorilor câte un târg mai mic sau mai mare. Așa că astăzi m-am gândit să vă prezint târgurile mele preferate. Pe locul 5 mergem la Roma, acolo unde între Coloseum și Fontana din Trevi în fiecare an se organizează o mică piață de unde puteți alege de la antichități până la obiecte de artă. Pe locul 4 este Londra. Tocmai m-am întors de acolo, unde am fost impresionată de cât de frumos a fost deja împodobită Covent Garden. Pe locul 3 este București, pe care nu puteam să-l las deoparte. În piața universității, începând din anul trecut, au început să fie tot felul de tarabe, care mai de care mai frumoase, cu muzică, colinde și cât mai mult vin fiert. Pe locul 2 este orașul meu de suflet, New York, iar târgul preferat este cel din Bryant Park. Cel mai frumos târg european, în opinia mea, dar și a multor altora, este, pe locul întâi, evident, Strasburg. În fiecare an, în Piața Domnului, poți căpăta un aer de poveste. Te poți plimba printre omuleți de turtă dulce sau pe străduțele care sunt împodobite, precum niciun alt loc din lume.